Bună dimineața! Bună dimineața! Unde mergeți? Mergem la școală, să ducem fete. Pe școala nu e acolo în centru? Ei, dar nu-i terminată. Aici, într-o casă bătrână. Școala e închisă, că au zis că mai au 2-3 zile până o termină și am înțeles că nu bagă copiii că până nu le dă banii. Nu se dă bani acum. Nu se dă bani, păi nu știu câte miliarde, cât ori dați. Asta e intrarea la școală? Da. Asta e intrarea principală. Spuneți-mi, ce e aici? Grădinița. Asta e grădinița? Da. Tot se cestați în camera asta? Da. Până se termină dincolo. Da, există o altă grădiniță? Da, e o clădire până se termină și atunci o să ne mutăm acolo. Și până atunci dumneavoastră faceți în... Da, aici. Câți 4 metri pătrați? 5, 6, cât are? Asta. E și toaleta care? Au prin grădină, pe undeva. În curte. Au din aia bătrânească. Toalete tip vechi. Nu mă poate să aranjeze, că asta nu-i vina dumneavoastră. Nu-i vina dumneavoastră. Dar până o să se termine, deci nu e. Probabil nici bani n-au primit, dar... Da, pe eu am adus-o că trebuie să plec la lucru. Și Mariana a plecat dimineața. Acum am adus-o eu și e alu Marinela. Și tu? Întâi. Aici e școala voastră? Da. Păi bun, dar nu este altă școală sus în centru? Bă, da, dar nu este terminată. Și de cât timp sunteți voi aici? De vreo două zile. Doar că am început școala. Am fost anul trecut tot aici. Da, toaleta, vece unde e? Aici. În curte? Da. Și apă de spălat pe în chiuvete este? Nu. Și apă de unde veți? Avem nebune de afară. Băbune de acasă. Da. Păi, dar de ce e așa supărat? Păi nu îi place. Nu-i place aici în clădirea asta? Nu. Păi de ce? Păi urât. Și acum ce faceți? Păi stai un pic cu el, dacă nu stă le-au acasă. E vorba despre... Am semnalul, da, foarte clar. Proporție de 90% făcute. Maxim 2 zile se poate intra. Da, problema se de ceea ce privește plata. Nu s-a plătit nimic, nicio lucrare de la începutul. Și cu ce bani s-au făcut toate lucrările? Pe banii patronului, pe banii firmei și să ce stai cu azi de curând. Noi demersuri am făcut proiect. Constructorul a început lucrările într-un stadiu avansat cu lucrările, dar încă nu e gata. Motivul, lipsa banilor. Deci nu s-a făcut plata înspre constructor. Am înțeles că nici ce s-a lucrat nu s-a plătit. Da, nici ce s-a lucrat nu s-a plătit. Să-l sunăm.
Și acum clădirea e închisă, da? E încuiată grădinița, după câte am înțeles nu s-a făcut plata a doua tranșă, s-au dat 600 de milioane când a început și constructorul o ține încuiată ca și copiii pe la într-o clădire insalubră la închirie stau. Bun. Să nu faci un plan. Aici este un, cum e, un focar de infecție și am și o fetiță care vine la grădiniță, s-a îmbolnăvit de atâtea ori și acum nu-mi permit să o aduc la grădiniță că ați filmat și ați văzut ce... Deci să înțeleg că asta e grădinița? Asta e grădinița, da. Aici se joacă copii, se... Da. Acolo este WC-ul în spate de tot. Păi văd prin tufe mai degrabă. Păi e și mai rău, vă dați seama cum ajunge. Acolo sunt niște câini, na. N-au nicio... Dacă iese vreun câine, vă dați seama ce... Altă legătură de apă nu-i. De la apa comunală nu au robinet aici. Probabil de aici se spală pe mâini. Aici este chiuveta după ce vin de la WC-ul și se spală. Eu știu unde. Deci aia e chiuveta? Da. Să pun cu... Uitați. Să-i duci acolo la Budă să meargă băieți în mizeria aia acolo. Apoi nu e cu mine să ducem băieți să îi îmbolnăvim. Nu-s condiții. Sunt, dar unde să nu-i lasă pe atunci și acum. S-au îmbolnăvit toți pe rând. Nu se poate. Au atâta învățat asociat. Ai cartofi! Ia să vedem ce mai plăgem noi din grădinuță, doamna Petrișor! Da? Ce mai plăgem? În jur de 33-34. Și vă descurcați în spațiul ăsta cu ei? Da, încercăm, așteptăm și noi ca să ne beneficiem de noua grădiniță, da? Care este așa cum trebuie să fie și așteptăm să ne mutăm. Atât am înțeles vreo 30 ceva. Da, da. Sunt cei mici, cei mari trebuie... Da, așteptăm să beneficiem de condiții pentru că aici nu sunt. Da. Și e foarte greu, mai ales și dacă... foarte rece, știți, anul trecut.